Vreau ca toți copiii din țara noastră să fie sănătoși și să fie fericiți. Ca oamenii să fie mai buni unii cu alții și să se ajute reciproc. Să fie pace și armonie în fiecare familie. Liniște și stabilitate în țara noastră. Prieteni, hai noroc! Acesta este încă un video înregistrat noaptea, așa că țin să vă anunț. Din păcate, variațiile sonore vor fi reduse. Urletele de dor vor lipsi, dar partea bună e că eu pot să vă promit că până la finalul acestui video urechile voastre vor rămâne nevătămate. Честно слово, бажусь. În ultimele câteva săptămâni noi am urmărit cu tristețe cum candidatul independent Igor Dodon și-a pus la bătaie mai întâi mama, după asta soția, după asta drujii. Așa că eu vreau să vă invit să analizăm împreună dacă asta s-a meritat, dacă asta o ajutat. Și dacă a ajutat apu pișine. Mai țineți minte boievicul, documentarul cel filmat și publicat încă înaintea anunțului că Dodon va candida? Dar puși normal. De ce să te lansezi în campanie? De ce să faci filme din donații când poți să nu te lansezi și să continui să folosești liber bani din bugetul de stat al președinției? Buget care, apropo, în ultimii ani a crescut vertiginos. Încă și pe timpul guvernării lui Plaha. Cum asta se explică? Cred că răspunsul e la fundul culiocului. Oricum, un mega like pentru această schemă, dar hai acum să o auzim pe mama președintelui. Ce avea de spus în acel documentar? E foarte greu să fii mama președintelui. Din ce cauză? Poate pe o parte și o mândrie. Când a biruit oponentul care era, am simțit parcă o ușurare. Dar pe o parte, în suflet și o greutate, fiindcă știam pe ce cale merge, cum o să fie înainte. Wow, doamna Galina Dodon, cu tot respectul, știați pe ce cale merge? Știați cum o să fie înainte? De ce nu l-ați oprit? Serios, dumneavoastră știați despre vacanțele în Maldive? Dumneavoastră știați despre banii din culioc? Dumneavoastră știați despre cum el luptă cu oligarhia, cu Plahotniuc, dar după asta votează legi împreună cu dânsul în Parlament? Guvernarea coruptă, mincinoasă, hoață, care vor astăzi au pus capacul și au conservat pe mulți ani înainte sărăcie în țară, corupția, mizeria. Dar cum se cheamă, stimată doamnă, atunci când știi despre ceva care e rău, dar nu spui? A? Mai tine că se cheamă complicitate. Dumneavoastră, profesoară de limbă română fiind, cred că cunoașteți semnificația acestui cuvânt. Dar, cum ați și spus-o, e foarte greu să fii mama președintelui. Eu nici măcar mamă simplă nu-s, așa că n-am cum să vă înțeleg. Următoarea cereașă de pe mort, de pe tort, băi Andrei, nu știu cu gluma asta. Următoarea cereașă de pe tort este interviul anunțat cu mult fast al primei doamne Galina din Sufletovici Dodon. O doamnă atât de frumoasă, nu da, serios, pentru că noi așa și-am cunoscut-o pe ea, frumoasă, dar am cunoscut-o noi cum? Din fotografii, dar în fotografii doamna Galina Dodon tașe, dar în interviu ea grăiește și am tot stai și te întrebi, nahuia? Igor cânta la gitară, da, nu a făcut muzică ca să cânte perfect, dar știa câteva cântece care le interpreta foarte bine. Îmi aduc aminte, unul din ele, Dâm sigaretă s mintolă, da, îl cântam cu toții și era foarte, foarte frumos. Bălea, nu e că și a fost asta. Igor n-a făcut școala muzicală, dar ți-am minte, într-o zi a venit la mine cu o farfurie și o furculiță și a început a cânta. Dâm sigaretă s mintolă. Piale, mă, era atât de frumos. Nu, da, serios, nouă deja ne este rușine de președintele țării. De ce ne mai dai și această povară să ne fii rușine și de prima doamnă? De atâta. Te uiți la tot interviul ăsta, e parcă e un tamagoce bolnav, care chiuie tătă ziua și poți să-l lecuiești numai dacă apeși pe butonul reset. Petreceam foarte mult timp împreună și el îmi povestea foarte multe lucruri interesante. Eu nu știu dacă voi ați avut timp să urmăriți tot interviul, dar eu vreau să vă mai atrag atenția la un moment din interviu când s-a vorbit despre accidentul în care era implicat Igor Dodon, maică-sa, fișor-sa, prin 2018. Țineți minte. Ascultați acest comentariu. Am avut mare noroc. Iată, între timpul acesta când eu mă gândeam, Igor m-a sunat
Și când l-am întrebat dacă este bine, a zis că da, suntem toți bine, suntem în spital. El s-a lovit la spate, copilul la spate și a fost mâna fracturată, mama mai greu, din păcate. Suferă și acum o doare mâna stângă. Copilul a fost traumat mai tare, nu fizic, dar a fost traumat psihologic. Inițial nu vroia să meargă în mașină sau dacă ne urcam, insista ca toți să-și pună curaua. Acum deja este mai liber în acest sens. Inițial nu vroia să meargă în mașină, insista ca toți să-și pună curaua. Acum este mai liber în acest sens. What the fuck? Tu ne-ai spui că copchil tău, care a mers în mașină, în cortegiu prezidențial, care nu a avut și căta acolo, împreună cu mamta soacră, implicați în accident, nu purta centură. Alături de Igor Dodon, președintele, el nu purta centură, după accident s-a apucat să vrei să poarte centură, dar amul mai liber în acest sens, adică amul iar e pohul și el nu poartă centură. Și-o reușit să... Adică pe tine nu te fute faptul că mama soacră, cu fișorto, într-o zi de odihnă, îs în cortegiul prezidențial și duc la nu știu care mănăstire din bani publici, dar tu ne povestești nouă cum el amul mai liber în a purta centură în mașină? Da. Uite, eu sincer vă spun, eu am privit interviul ăsta de mai multe ori. Eu am copii mici în casă, de asta am mult timp liber și mi-am permis. Prima dată eram foarte critic. După asta am zis, des și mai detașat, des să nu fiu chiar atât de aspru, atât de dur în comentarii. Eu am încercat, dar nihuia, nu există gram de sinceritate, nu există gram de suflet în acest interviu. E o foaie de gazetă electoral mânjită cu sursele murdare de finanțarea lui Dodon, pusă ca așa direct peste capul Galinei Dodon și i s-a spus, Galina, tu dacă vrei să ne mai hodinim osul prin Dubai sau prin Turcia, tu trebuie să ții chept, tu ține chept că urmează o perioadă șerbinte. Și Galina a îndeplinit comanda. Bravo! El mă sună, da, în fiecare zi de câteva ori și iubește să pornească FaceTime-ul și dacă nu răspund și nu mă vede sau răspund și nu-i pun camera, unde ești? Vreau să te văd! Da! Să știi cât de tare te urăște lumea din țară, de piste hotare și să o bagi în față ca să țină chept atacurilor pe femeia ta? Dacă ăsta e președinte cu caracter, este președinte responsabil. Ați plâns atunci? Da. Am plâns. Ei, și acum, după ce ne-am șters lacrimile de plasmas, a venit timpul tancurilor grele. Pe 21 octombrie 2020, primarul la politic Ion Ceban își anunță susținerea pentru Igor Dodon. Și începând cu ziua de astăzi, mi-am luat concediu pentru a susține candidatura domnului Igor Dodon la al doilea mandat pentru funcția de președinte. Cu vocea tremurând, o leacă înghițând cuvintele, dis de dimineață, poate nici măcar nu a reușit să-și bea cafeaua, Ion Ceban a luat și-a băgat pula în promisiunile lui electorale din 2019. Eu mă bucur că în fruntea Chișinăului avem un profesionist. Avem o persoană care nu face geopolitică, nu face politică. Nu faci politică. Absolut corect, Igor Nicolaici. Hai să mergem peste programul electoral al lui Ion Ceban, să ne amintim ce promitea el în 2019. În programul său de campanie, candidatul PSRM avea o secțiune care se chema simplu, primăria fără politică. Primăria Chișinău va fi locul specialiștilor profesioniști, indiferent de simpatiile politice. Nu vor fi admise polemici politice pe platforma primăriei. Fără polemici politice, dar, în caz că vreunui candidat la prezidențiale a să-i meargă tare huiova, eu, Ion Ceban, bajuți, mă bag cu tot cu chiloțna. La curățenie generală în prim plan, eu cu Dodon. La Orheiul Vechi discutăm despre mașini zburătoare, eu cu Dodon. De ziua orașului lângă metropolit, eu mai puțin, dar mai mult Dodon ținând în brață capchilaș. Suca, blea, tu numai gândește-te. Tu pleci de la jobul tău numărul 1 și el mai important job tău, tu pleci de la jobul pe care ți l-au încredințat sute de mii de oameni. Oameni cărora inclusiv tu le-ai spus că urmează să fii un primar al tuturor, apolitic. Și tu pleci de la acest job ca să faci un singur lucru.
să speli și să cureți o mare mojilă de minciuni și praiop. Prieteni, iepuraș de soare, eu tare sper memoria noastră să fie una bună și noi să ținem minte și să-i amintim domnului Ion Ceban, apoliticul, nepartinicul, tehnocratul, că el construind și reparând drumuri din bani publici, îl ridica în slăvi și îi spăla imaginea uneia din cei mai incompetenți și corupți politicieni din Republica Moldova. Tradițional, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mult sănătate și vă îndemn. Puneți un like, apăsați butonul share, faceți, vă rog, din visul meu de a nimeri pe ecranul lui Bogdan Țârdea o realitate. Pupicei! Numai lumina nu are terminare. Numai lumina se împarte și nu are sfârșit. Lumina naște lumină. Luminați-vă! Astăzi vă urăm sărbătoare luminată!